Tronsonul din județul Hunedoara al drumului Via Transilvanica, proiect inițiat în 2018 de Asociația Tășuleasa Social din Bistrița, a fost deschis zilele trecute. Via Transilvanica este un traseu turistic de 1400 de kilometri, care pornește de la Putna în Bucovina, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta Turnu Severin. Pasionații de natură și sport îl pot parcurge parțial sau integral numai pe jos, cu rucsacul în spate, cu bicicleta sau călare, pe poteci și drumuri de țară. Via Transilvanica străbate 10 județe, iar în Hunedoara drumul trece pe la cetățile dacice prin Țara Hațegului și Retezat, pe o distanță de aproape 150 de kilometri. Traseul din județul nostru străbate localitățile Romos, Beriu, Orăștioara de Sus, Boșorod, Pui, Sălașul de Sus, Râu de Mor și Sarmizegetusa. Iar printre cei mai implicați în proiect sunt cei de la Salvamont Hunedoara. Aceștia au deja planuri concrete pentru ca traseul să aibă și unele rute auxiliare, spre Brad și Giugiu, de exemplu, care nu sunt incluse în Via Transilvanica, pentru a se pune și acele zone în valoare. Ce trebuie să facem în continuare e să punem în valoare aceste zone pe unde trece Via Transilvanica, adică să îi facem în așa fel pe turiști să stea în zonele cu interes turistic. Adică să facem câteva poteci laterale care deviază din această magistrală ca să poată să viziteze toate obiectivele de interes din zona județului Hunedoara. Este un proiect o legătură cu zona Bradului, este un proiect o legătură cu zona Gioagiului, care sunt puncte de interes turistic foarte frumoase de la noi din județ. Și bineînțeles că vor fi altele. Contribuim, sperăm să facem o treabă bună și mai ales că acești oameni de la Tășuleasa Social ne-au pus, să zic așa, pe tavă acest proiect minunat. Cei de la Salvamont Hunedoara cred în reușita proiectului, mai ales că se simte și implicarea autorităților publice locale din așezările aflate pe traseul Via Transilvanica. A venit această potecă Via Transilvanica, o super faină potecă, care îți, să zic așa, îți dă posibilitatea să dezvolți zona rurală și nu numai, și toată zona județului. Lumea este foarte interesată de această potecă. În primul rând, cei care pe unde trece Via Transilvanica, au ATV-urile respective, sunt destul de interesate și văd că au primit cu pozitiv această nouă, să zic, șansă de a pune în lumină și de a arăta turiștilor zona rurală cu frumusețile ei și nu numai cu frumuseți și cu puncte gastronomice și cu punctele de interes cultural și istoric. Mai multe pe această temă, dar și alte lucruri interesante puteți afla urmărind după jurnalul nostru de știri, emisiunea La Subiect, în care este invitat Ovidiu Bodean, șeful serviciului Salvamont Hunedoara.